Bună ziua, stimați invitați! Suntem 37 de participanți la acest eveniment deocamdată. Numele meu este Victor Munteanu, eu sunt directorul programului de justiție și drepturile omului a Fundației Soros Majora. Vă spun bine ați venit la acest eveniment de lansarea rezultatului sondajului sociologic Victimizarea și gestionarea fenomenului infracțional, numit pe scurt studiu de victimizare, realizat în cadrul proiectului Promovarea activității poliției bazate pe drepturile omului, proiect finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat și implementat de Fundația Soros Moldova. Vreau să vă spun din capul locului că este prima mea experiență de moderare a unui eveniment de regim online și vă rog de stați, îmi iertați anumite stângăcii. Am suficientă experiență pe asemenea moderări în regim live, dar viața ne impune alte reguli pe care trebuie să le respectăm. Și la fel, din capul locului, am deosebită plăcere să vă transmit sincer salutări tuturor și urări de bine și succes în desfășurarea acestui eveniment din partea directorului executiv al Fundației Soros Moldova, domnul Petru Culeac. Cum spuneam, este o onoare și totodată o foarte mare responsabilitate pentru mine să vorbesc în acest forum despre un subiect puțin cunoscut, dar și mai puțin explorat în țările din Europa de Est și Central, inclusiv Republica Moldova și anumite și anume studiile de victimizare, ceea ce se numește generic studiu de victimizare, pentru că în realitate este vorba de un sondaj sociologic. În primul rând, este vorba de un studiu care caută să afle atitudinea populației față de infracționalitate și care completează sau chiar concurează cu datele statistice colectate și oferite oficial de către diverse instituții și agenții ale statului, implicate în combaterea infracțiunilor, protecția victimilor, fie că e vorba de organe de poliție, procuratură, sistemul judiciar sau altele. Statistica penală oficială, adică datele despre infracțiuni colectate de către poliție și alte organe de drept, reprezintă un calcul al infracțiunilor raportat la poliție, identificate de poliție, care sunt ulterior registrate. Cu toate acestea, doar un număr mic de evenimente sau fapte cu caracter penal sunt raportate la poliție. Nu doar la Moldova, asta este regulat peste tot. Iar pentru că ca o faptă să devină cunoscută poliție, ea trebuie să traverseze o succesiune întreagă de decizii ale victimei, cât și ale poliției. E vorba de recunoașterea, uneori chiar înțelegerea de către victima a faptului că s-a săvârșit o infracțiune, anunțarea poliției, înregistrarea anumite registre oficiale ale poliției. Deci fiecare din aceste decizii se bazează pe circumstanțele individuale și percepțiile din jurul faptei și pe estimare de către victimă sau martor a gravității și analizei cost-beneficiu asociat cu raportarea. Fiecare om care se ciocnește pe o fel sau altă de o faptă infracțională trebuie să iau anumite decizii, ce face în privința acestei fapte. Și nu întotdeauna raportarea sau imediat conectarea cu autoritățile este decizia, deși am vrea să credem acest lucru. Statisticile spun în general, studiul de victimizare spun altceva. Oamenii au foarte mare reticență de a prezenta și raporta ilegalități către autorități, din vari motivi. O să revenim la asta pe parcurs. Deci studiile de victimizare captează atât incidența infracțională raportată la poliție, cât și cea neraportată, prin selectarea aleatorie a unui segment de populație și adresarea întrebărilor directe despre experiența de victimă a infracțiunii. Acest studiu poate măsura mai mult decât incidența infracțională și deseori incluze și întrebări legate de frică, atitudine față de infracțiuni, atitudine față de sistemul de justiție penal. Ele la fel pot reflecta caracteristici sociodemografice care permit identificarea și evaluarea populației cu risc sporit. Acest studiu este destinat în primul rând autorităților în procesul de elaborare și regândire
a politicilor penale și de răspuns la fenomenul infracțional, la necesitatea asigurării securității și siguranței omului. De aceea și avem invitat astăzi, o avem invitată pe doamna ministru afacerilor interne, doamna Ana Revenco. De aceea avem invitat aici pe domnul Ilean Carp, deputat în Parlament, președintele Comisiei Parlamentare Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică. De aceea avem o listă întreagă de invitați care direct sunt și profesional, lucrează și sunt interesați de ceea ce numim siguranță și securitate individuală și colectivă. Așadar, după cum este cutuma noastră, pentru început, vreau să rog pe doamna ministru să vină cu un cuvânt de salut la adresa acestui forum. Doamna ministru, bună ziua încă o dată și aveți cuvânt. Mersi. Bună dimineața, stimați colegi. M-am bucurat mult când am auzit despre un astfel de eveniment. Eu sunt o adeptă și o susținătoare a abordărilor analitice atunci când vine vorba despre politici, programe, un răspuns coordonat, integrat al statului și nu doar al cărui instituții la vari situații sau evenimente care pot avea un impact asupra unui grup mai mic sau mai mare de cetățeni, pe o perioadă mai lungă sau mai scurtă. Domnule ambasador, domnule deputat, colegi, mult stimate partener Fundația Soros, vă mulțumesc foarte mult pentru oportunitatea de a mă adresa, pentru oportunitatea de a studia această constatările și recomandările acestui exercițiu foarte valoros de altfel pentru noi. Pornind de la dezideratul că siguranța cetățeanului este motivul pentru care există și funcționează sistemul afacerilor interne, peste 16.000 de angajați ies zilnic în stradă, ies zilnic să lucreze pentru siguranța cetățeanului și pentru ca munca acestora într-adevăr să aibă un impact și un efect benefic asupra cetățeanului din perspectiva acestui scop și anume siguranța lui, noi avem nevoie să cunoaștem care este punctul zero, de unde pornim când vorbim despre siguranță, care sunt schimbările pe care munca noastră le determină când vine vorba despre siguranța și securitatea cetățeanului, comunității, bunurilor, a statului. Și desigur că studii, și mai ales studii de genul dat, care țintesc o perioadă destul de mare de timp, care permite să capteze cele schimbări care vor, în anticiparea mea, vor denota și factorii care favorizează aceste schimbări, vor denota și comportamentele care au suferit schimbări în generații sau în funcție de acești factori. Toate aceste analize, astfel de studii, sunt absolut esențiale pentru ca noi să croim programe, politici, campanii, legi, protocoale care să deservească acel scop la care m-am referit și anume siguranța cetățeanului. Desigur că rata infracționalității, rata de descoperire, ratele de victimizare per diferite categorii de victime sunt indicatori absolut necesari. Și totodată este important să operăm cu astfel de indicatori într-un context mult mai complex care vizează și relațiile umane, și relațiile sociale și economice într-un spațiu mult mai mare. De aceea eu zic că acest exercițiu vine și într-un moment foarte, foarte cheie sau important pentru etapa la care se află astăzi Ministerul Afacerilor Interne și anume dezvoltarea strategiei de dezvoltare a sistemului afacerilor interne pentru perioada
următoare, pentru un termen cel puțin mediu. Acest studiu ne va ajuta să reconturăm sau să reverificăm, dacă doriți, încă o dată, direcțiile strategice pe care ni le propunem, pe dimensiunea de asigurare a ordinii și securității publice, pe dimensiunea de prevenire și combatere a criminalității, dar desigur că pe dimensiunea care vizează servicii calitative cetățenilor oferite de către structurile subordonate Ministerului Afacerilor Interne, prin evaluarea gradului de credibilitate și satisfacție față de activitatea organelor de poliție, dar și în general a organelor de justiție pentru următoarea perioadă. Desigur că astfel de studii ne ajută să conturăm mult mai clar cele instrumente sau mecanisme după care noi nu doar, așa cum spuneam, ne vom croi direcțiile de dezvoltare, dar inclusiv mecanisme și instrumente care să ne permită să monitorizăm și să facem o apreciere a efectului, a impactului acestor direcții strategice în care vom investi resursa financiară, tehnică, materială. Mulțumesc foarte mult partenerilor care au venit cu această inițiativă. Mulțumesc foarte mult partenerilor de dezvoltare care au susținut acest exercițiu. Mulțumesc colegilor că sunt aici prezenți, ceea ce înseamnă că vom uniformiza și nivelul de cunoaștere a ce înseamnă această... cum a evoluat, hai să zicem așa, nu ce înseamnă, cum a evoluat această fenomen al infracționalității în ultimii 10 ani din perspectiva comportamentelor umane, din perspectiva victimizării. Promit personal să studiez, așa cum ziceam, chiar și în capul acestui discurs, să studiez acest studiu cu constatări și recomandări și chiar să am și o discuție la nivelul conducătorilor aici la Ministerul Afacerilor Interne pentru a înțelege cum mai bine noi să facem uz de aceste recomandări, așa cum ziceam, fiind acum prinși în acest exercițiu de elaborare a strategiei de dezvoltare a Ministerului Afacerilor Interne. Vă mulțumesc încă o dată pentru suportul oferit, pentru complexitatea acestui studiu și urez tuturor un eveniment cât mai productiv. Vă mulțumesc! Vă mulțumim și noi tare mult, doamna ministru, că sunteți alături de noi și pentru nota apreciere pe care o dați cercetărilor în activitatea și crearea politicilor Ministerului de Interne. Acest eveniment nu se putea întâmpla și studiul nu putea să aibă loc fără suportul direct al Uniunii Europene. Așa că am să-l invit pe domnul Gintautas Paranauskas, șef adjunct al Departamentului Operațiuni, Delegația Uniunii Europene, să vină cu cuvânt de salut. Domnule Paranauskas, aveți cuvântul. Can you hear me now? Yes, we can hear you, we can see you. Vă vedem, vă auzim. I connect from my phone, sorry. Conectez acum de pe telefon, scuze. Thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult. Mult stimată doamnă ministră. Domnul Ilian Carp, stimat domnul Petru Carp, stimați oaspeți, sunt onorat să fiu cu dumneavoastră astăzi în numele Delegației Uniunii Europene la lansarea
sondajului sociologic victimizare gestionare fenomenul infracționalitățile desfășurat de Fundația Soros Moldova în contextul promovării activității poliției bazate pe drepturile omului în Moldova. Acest eveniment reprezintă o oportunitate să discutăm asta acest proiect finanțat de Uniunea Europeană. Acesta a fost o componentă esențială a contribuției generale a Uniunii Europene către ca suport bugetar către sistemul de facere interne și către modernizare. Acest proiect a fost proiectat și implementat împreună cu autoritățile din Moldova și spre beneficiul cetățenilor Republicii Moldova. Acesta ilustrează angajamentul nostru de a asigura eficacitatea poliției moldovenești, promovând o abordare bazată pe drepturile omului și o abordare orientată spre servire. Well, unveil in few minutes is an illustration of the key role that civil society plays in security and in security. Sondajul arătat rolul cheie pe care societatea civilă îl joacă în domeniul securitate. Este modul prin care cetățenii își pot exprima opinia și îngrijorările lor în ceea ce privește securitatea. De asemenea, este modalitatea prin care cetățenii pot contribui la procesul de luare deciziilor. Din partea perspectivei ei, aceasta este un instrument util și puternic pentru sporirea transparenței în domeniul securității și a instituțiilor sale. Stimate ministru, noi recunoaștem dificultățile, provocările cu care Moldova s-a confruntat. Orice schimbare organizațională necesită perseverență și curajul pe care l-ați demonstrat. Această colaborare între Uniunea Europeană, Poliție și societatea civilă reprezintă o reflexie a viziunii comune pentru a oferi poliției moldovenești instrumentele necesare de care au nevoie pentru a desfășura activitatea și a răspunde la necesitățile societății Moldovei, pentru a ne asigura că forța polițienească din Moldova este mai eficientă, mai responsabilă și mai aproape de cetățeni. Sunt sigur că în ultimii 3 ani noi am creat modificări pozitive prin reformarea poliției, promovând eficiența și o abordare bazată pe drepturile omului și, în general, implicând în acest proces societatea civilă. În acest sens, vreau să mulțumesc Ministerului Afacerilor Interne, Inspectoratului de Poliție și ofițerilor de poliție care s-au implicat în acest proces. De asemenea, vreau să mulțumesc Fundației Soros, în particular domnului Victor Munteanu, pentru implicarea acestora în implementarea proiectului și cooperarea eficientă cu delegația Uniunii Europene. Trebuie cu toții să fim mândri de realizările obținute și rezultatul acestui proiect, noi am adus poliția mai aproape de cetățenii Moldovei. Vă mulțumesc mult pentru atenție, aveți o zi minunată. De apreciere. Acum am să invit pe domnul Lilian Carp, Comisia Parlamentară pentru Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică, să vină cu un cuvânt de salut, pentru că opiniile și părerile oamenilor despre securitatea lor și despre felul în care se simt sau nu victimizați, despre interacțiunea lor cu structurile de forță, este extrem de importantă din punctul nostru de vedere în crearea politicilor corecte penale într-un răspuns adecvat, care în primul rând se reflectă la nivel legislativ. Domnule Lilian Carp, vă zicem bine ați venit și aveți microfonul. Bună ziua tuturor participanților! Mulțumesc în special Fundației Soros pentru finanțarea acestui studiu, dar și companiei sociologice care a realizat acest studiu și eu sunt convins, îi cunosc foarte bine această companie în care am încredere așa deosebită în comparație cu, deci cu altele. De ce? Eu sunt sigur că este un studiu bun. Pentru că este important în activitatea noastră parlamentară să înțelegem foarte bine care sunt subiectele pe care trebuie să le expunem spre dezbatere publică și să intervenim în modificarea legislativă exact acolo unde este necesar.
De aceea, pentru noi, totodată, este important cum populația reacționează, deci, propriu-zis, la anumite fenomene, deci, în societate. Deci, este, totodată, este important cum deci, populația se implică în combaterea deci, anumitor deci, infracțiuni pentru ca să nu lasă acestea să degenereze, deci, propriu-zis, și să vedem ce îi face pe ei să devină mai curajos pentru combaterea anumitor încălcări care se întâmplă în societate și asta în vederea sondajului ea cred că ne va prezenta care este și satisfacția populației privind desfășurarea activității și poliției și procuraturii, dar și altor instituții de drept, deci propriu-zise, precum și va fi clar pentru noi ce întreprinde populația pentru a se proteja de anumite situații, de anumite infracțiuni care se întâmplă. Deci noi vom urmări cu atenție, deci propriu-zis, rezultatul acestui sondaj. Eu sunt convins că noi vom avea o discuție în baza acestui sondaj deja cu Ministerul Afacerilor Interne. Deci ca să vedem exact care sunt politicile pe care trebuie să întreprindă deci Ministerul Afacerilor Interne, așa în urma acestui rezultat. Eu vă mulțumesc și vom fi cu foarte atenți la prezentarea acestui sondaj sociologic pe care o să-l prezentați și mulțumim încă o dată celor care au oferit posibilitatea să fie făcut acest lucru. Mulțumesc tare mult, domnule Ca. Înainte să începem discuțiile despre acest sondaj și vom începe cu metodologia, bineînțeles, pentru că asta contează imens. Când este vorba de rezultatele unui sondaj, la nivel reprezentativ, trebuie să ne asigurăm că au fost aplicate metode corecte de colectare a datelor. Aici nu sunt specialist, aici va vorbi domnul Cantarjin. Dar între timp, până se acord cuvântul domnului Cantarjin, așa cum am discutat despre faptul că acest studiu s-a realizat în cadrul unui proiect cu durată de 3 ani, care acum se apropie de finalizare, noi în premieră am reușit să facem un film foarte scurt despre ce fel de proiect a fost acesta, care sunt rezultatele. Ce am făcut anume în teritoriu, care sunt rezultatele palpabile, exacte. El nu durează mult, durează exact 5 minute și, dacă ne permiteți, noi o să-l lansăm acum în premieră. Urmează ulterior această prezentare scurtă să fie și subtitrată în engleză, deocamdată el este în română, dar este deosebit interesant și reprezentativ pentru ceea ce am făcut. Așa că dacă este posibil, am să rog regia să lanseze, să pornească acest video scurt de 5 minute, ca să înțelegem în ce context a avut acest sondaj, după care vom începe, propriu-zis, discuțiile despre metodologia cu domnul Cantarjin. Vă rog foarte mult, dacă e posibil, să lansați video. Mulțumesc mult! Noi credem că poliția trebuie să fie un partener de încredere a cetățenilor, astfel încât fiecare dintre noi să se simtă protejat și cu drepturile respectate atunci când interacționează cu structurile de forță. Am reușit să contribuim la consolidarea imaginii pozitive a poliției în mai multe comunități, susținând poliția în aplicarea practică a drepturilor omului, așa cum o cer standardele internaționale. În anul 2020, am participat la instruire organizată de Fundația Soros Moldova. În cadrul instruirii, am făcut cunoștință cu procedurile standard de operare. Aceste instrumente sunt foarte utile pentru lucrul nostru zi de zi, anume prin faptul că descriu, la modul practic, acțiunile cronologice ale angajaților pe care trebuie să le facem în cazul reținerii, escortării, transportării și plasării persoanelor reținute de poliție în izolatorul de detenție provizorie, astfel încât să le fie asigurate drepturile persoanelor reținute.
În componența echipei de proiect sunt avocați instruiți în domeniul monitorizării. Aceștia au realizat activități precum vizite de monitorizare în izolatorul de detenție provizorie din regiunea de sud, au completat chestionare de monitorizare, care au fost analizate și reflectate în raport privind respectarea drepturilor persoanelor reținute. E bucurător faptul când suntem monitorizați în activitate de către asociații non-guvernamentale, dar ce-ar mai plăcut este când vedem acele rapoarte că, într-adevăr, se respectă drepturile omului, adică a persoanelor aflate în custodie poliției. The European Union has supported the modernization of the police sector with its flagship police budget support program. With the support of SURS Foundation and the efforts of the police, community policing approach was promoted and gradually implemented in pilot areas. It places citizens at the core of its activities. It involves building trust within communities through direct interaction and dialogue. The European Union believes that engaging in community policing is a cornerstone of any democratic society, as it has the potential to further consolidate the connections between people and police, to build trust, enhance transparency, as well as contribute to increase respect and protection of human rights. Să dezvoltăm încrederea și să asigurăm protecția drepturilor omului. Lansăm rezultatele proiectului legat de poliția comunitară, care este o colaborare între administrația publică locală și Inspectoratul de Poliție Glodeni. Vreau să menționez că apărut necesitatea aici în localitate de a amenaja două treceri de pietoni, din motiv că avem un flux mare de transport și inclusiv de cel mare tonaj. De exemplu, eram într-o zi eu și cred că un camion avea 90, că s-a ieșit vreun copil în stradă, el nu reușea să oprească. Și e o idee foarte bună, sunt total de acord, chiar bucuroasă. Au fost amenajate două treci de pietoni în parteneriat cu Clinica Juridică și Inspectoratul de Poliție Glodeni. A fost dat start proiectului privind instalarea indicatoarelor rutiere și dinivelatoarelor pe traseul care asigură legătura între două localități pentru a spori siguranța locatarilor satului Bălătina. Pentru a spori siguranța comunitară în municipiul Bălți și pentru a minimiza comercializarea online a drogurilor, Uniunea pentru Prevenirea HIV și Reducerea Riscurilor elimină din spațiile publice adresele magazinelor online de comercializare a drogurilor împreună cu parajuriștii specializați și cu reprezentanții organelor de drept. Paralel, se sporește conștientizarea publicului larg asupra riscului asociat consumului de droguri și se educă un spirit de solidaritate cu poliția și parajuriștii specializați pentru a reduce comercializarea online a drogurilor. Sunt locuitoare ai comunii Sipoteni și membru activ a Asociației Oștiești, Baștina Sipoteni. Sunt mândră și bucuroasă că proiectul cu extinderea iluminatului stradal se implementează la noi în Sipoteni. Acum eu și părinții mei suntem în siguranță. Sunt locuitoarea comunii Sipoteni și mă bucur enorm de eforturi depuse de administrația publică locală și poliția comunitară în ceea ce ține implementarea proiectului Iluminat Stradal. Astfel, asigurându-ne la toți cetățenii comunii o doză suplimentară de siguranță și comoditate pe timp de noapte. Poliția comunitară este un proiect necesar nu doar în orașul Sâncera, pentru că noi conștientizăm oamenii exact asta trebuie să o facă, că nu poate doar poliția să rezolve toate întrebările, chiar și cele ce țin de securitate publică sau de ordine publică. Implicarea voastră este binevenită, succes vă tuturor! Mulțumim, o zi frumoasă! Cetățenii așteaptă de la poliție servicii de securitate de calitate, protecție și empatie. Fundația Soros Moldova, la rândul ei, rămâne determinată să susțină poliția și mai departe în realizarea acestui deziderat. Acesta este contextul în care a fost realizată această cercetare, contextul de proiect în vedere. Bun, nu vreau să ocup prea mult spațiu pentru că a venit timpul experților să vorbească. Deci s-au scris zeci de cărți, s-au făcut sute de demersuri academice, așa că mie nu este ușor să extrag esențialul și ca nu mă rătăcesc în detalii. Deci varietatea metodologiilor poate copleși și cel mai experimental sociolog. Totuși există un număr clar de etape care au trebuit parcurse pentru ca ideea inițială de studiu să ajungă de la planificare la colectarea de date, analiză și distribuire,
sau prezentarea rezultatelor. Deci devierea de la scop și obiectivul precis formulat rezultă într-un noi an de date greu de folosit sau chiar relevante pentru formularea de concluzii și mai ales în formularea de politici. De aceea, pentru noi a fost extrem de importantă metodologia acestei cercetări și acord cuvântul domnului Vasile Cantar și manager de proiect în cadrul Centrului de Investigații Sociologice și Marketing CDS Research. Domnule Cantarji, vă salutăm și aveți cuvântul. Da, mulțumesc. Bună ziua, stimată doamna ministră, domnule președinte Comisiei Parlamentare, onorată asistență. Bine, eu nu voi lua mai mult timp decât prezentarea datelor propriu-zise, dar oricum trebuie să începem, odată fiind vorba despre un studiu sociologic, să începem cu descrierea sau prezentarea metodologiei studiului. Așa. Eu nu știu, se vede sau nu? Deocamdată nu. Mai încercăm. Adică avem informație că Vasile Cantarji încearcă să facă screen sharing, dar... Nu vrea să mi-l arate, nu știu de ce. Încercați să închideți camera, să porniți prezentarea. Așa. Share screen, deci asta este recomandarea care am privit-o. Ok. Nu e soluție, nu știu de ce. De ce dați că eu să dau citirii slide-ului, care... Okay. Nici el nu vrea să mi-l... să mi-l arăți. Prima dată. Trebuie să închideți cam. Eu era în spatele dumneavoastră. Eu cred că este în spatele noastră, dar... Ideea e că e cumva mi-a preluat și nu-mi deschide nici măcar fișierul. Ceea ce este foarte straniu. În fine, atâtea sondaje făcute, eu voi spune pe de rost orice, da? De fapt, trebuie să vă spun că... Deci o să vă credem pe cuvânt și fără dovadă vizuală. Da. Trebuie să vă spunem că această metodologie s-a născut nu în anul 2021, ci în anul 2010. Și apropo, acest studiu repetă un studiu similar, practic identic, care a fost realizat de Fundația Soros Moldova și am avut atunci onoarea la fel să fim contractați pentru colectarea datelor. Ceea ce oferă o plus valoare mare la studiul de astăzi, fiindcă ne oferă luxul de a putea vedea cum au evoluat între timp lucrurile pe care le măsurăm în acest sondaj. Sondajul de astăzi, se repet, este realizat pe o metodologie identică cu sondajul din 2010. Parametrii metodologici sunt următorii. În primul rând, avem un eșantion care poate va fi cumva mai puțin obișnuit pentru publicul larg, care de regulă vede că cercetările sociologice cele mai des publicate se referă la un eșantion de 1000-1100 de persoane. Eșantionul nostru sau studiul se bazează pe un eșantion mult mai mare de 4553 persoane. Este și mult și în același timp puțin. De ce s-a mers pe acest eșantion în 2010 și ulterior în 2021, este tocmai de a oferi posibilitatea să ne putem băga în amănunte, fiindcă vă dați seama că anumite tipuri de infracțiuni au o incidență mai mică și atunci pentru a intra în detaliu trebuie să avem un eșantion mult mai mare pentru ca să ne permită să avem suficiente cazuri de observație, adică
persoane care au suferit sau au fost implicați în aceste incidențe, suficient din punct de vedere statistic, pentru a fi sigur pe datele pe care am obținut în descrierea acestor evenimente. Șanționul nostru este unul stratificat cu probabilistic, fiind aplicate procedee de selecție aleatorie la mai multe faze de construcție acestuia. Și rigorile metodologice de eșantionare care au fost respectate ne permit să afirmăm că eșantionul dat este reprezentativ pentru populația studiului, iar populația studiului sunt persoanele în vârstă de 18 ani și mai mult, prezente în țară fizic, în țară în perioada realizării studiului și la un eșantion de 4.500 de cazuri, este aferentă o marjă de eroare de plus minus 1,5%, însă rigorile spun că trebuie să atenționăm de fiecare dată consumatorii datelor, rezultatelor acestui studiu, că această marjă este valabilă pentru datele care reflectă întregul eșantion. În cazul nostru, orice date de apreciere generală și cât și incidența diferitor tipuri de infracțiuni se referă la tot eșantionul, adică la aceste întrebări au răspuns toți respondenții și estimările pentru incidența diferitor infracțiuni sunt făcute cu o precizie de plus minus 1,5%. Dacă mergem în detalii, întrebările care au fost adresate doar la subgrupuri de respondenți care au fost cumva implicați în careva incidente, fost victime a careva infracțiuni, atunci marjele de eroare sunt mult mai mari, fiindcă numărul de răspunsuri pe care se bazează aceste distribuții este unul mai mic. De aceea veți vedea și în raport se operează cu noțiuni statistice care vizează precizia estimărilor, cât și livrabilul nostru către Fundația Soros, setul de tabele care conțin răspunsurile, distribuția răspunsurilor, absolut toate întrebările din chestionar, sunt de fiecare dată însoțite și cu o coloană care descrie numărul de interviuri de respondenți care au răspuns la această întrebare. Dar, repet, pentru marea parte a datelor, vorbim despre o marjă de eroare de plus minus 1,5%. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc. Să trecem nemijlocit la date. Mulțumesc tare mult, domnule Cantarci. Stimați participanți, sunt sigur că dumneavoastră veți avea diverse întrebări și comentarii pentru metodologii sau pentru orice alte elemente acestui sondaj. Pentru acest lucru am rezervat două modalități, cea a chat-ului unde puteți să scrieți întrebările sau comentariile care le aveți, noi le vom colecta pe parcurs și la sfârșit avem o mică sesiune de discuții și concluzii. Pentru că altfel nu avem cum să ne încadrăm în timpul rezervat. Deci vă încurajăm să folosiți spațiu pentru chat. Acum, mie îmi face realmente o deosebită plăcere să-i acord cuvântul colegii noastre, experte din Africa de Sud, Jean Redbeth, care a avut o experiență îndelungată și bine conturată în acest domeniu. Trebuie să mărturisesc că noi ne-am bucurat de contribuția ei foarte valoroasă. Acum 10 ani, când primul sondaj de acest fel a fost realizat în Moldova, deci noi atunci am reușit să combinăm cunoștințe din Africa de Sud, din Marea Britanie, din Olanda, dintr-o sumedenie de resurse, de surse, unde acest fel de sondaje sunt mai mult sau puțin făcute cu regularitate pentru a informa spațiul de politici penale. Deci avem ocazia să auzim nu doar o părere expertă, și o interpretare comparată, dar și o interpretare comparată la o distanță de 10 ani. Unica diferență că atunci, 10 ani în urmă,
situația ne-a permis să o avem pe GIN oaspete efectiv aici, în Republica Moldova. Acum acest lucru este imposibil din motive bine cunoscute și ne pare sincer rău că GIN nu este aici alături de noi. Dar dumneavoastră, foarte mulți dintre dumneavoastră, cred că vă amintiți de GIN și vă bucurați alături de mine să o revedem și să vedem cum vede ea de la o distanță de 10 ani și prin prisma diferențelor chiar și culturale, dacă vreți, evoluțiile sau devoluțiile în Republica Moldova. Pentru că o interpretare este o interpretare. Deci să nu uităm că în spatele acestui sondaj, cum a spus domnul Cantarji, sunt 150 de tabele care vor fi chiar astăzi plasate pe pagina Fundației Soros Moldova. Deci, de fapt, ele constituie resursa interminabilă de analize din diferite perspective. GIN are perspectiva ei, de expertă, perspectiva care se bazează pe experiență foarte, foarte mare și foarte îndelungată. De aceea, pentru noi, contează foarte mult cum vede GIN lucrurile în evoluție și cum înțelege ea rezultatele obținute în teren de Sibersaxa. GIN, am deosebită plăcere să-ți ofer cuvântul. Bine ai venit! Sperăm că rezolvăm și partea tehnică cu screen share. Thank you very much for that. Vă mulțumesc foarte mult pentru această prezentare. Salut, doamna ministră, ambasada, membrii Parlamentului, oaspeți din emisfera, vă salut pe toți din emisfera de sud. Am să încerc acum să partajez ecranul. Puteți vedea? E bine. După cum a fost menționat în introducere, eu mă consider expert în țări în dezvoltare și am activat în multe țări ce parcurg o tranziție și este un privilegiu să parcurg o parte din acel drum împreună cu Moldova. În calitate de introducere, am auzit toți că scopul sondajului este să înțelegem percepțiile, experiențele în legătură cu crima, pactele poliției și sistemul de justiție penală din Moldova. În special, vrem să vedem schimbările în nivelul de siguranță și securitate în Moldova. Noi, de fapt, am desfășurat un sondaj în anul 2008 și publicat în 2010 cu finanțarea Soros și față de el vom compara actualul sondaj. Nu voi povesti prea detaliat despre metodologie. Domnul Cantarji a comunicat deja informații la acest capitol. Aș vrea doar să spun că atunci când a fost desfășurat sondajul, am folosit ca sursă de informații sondajul din 2010, publicat în 2010, dar și date despre justiția penală. Moldova. O altă parte importantă a sondajului este că unele din întrebări din sondajul anterior au fost omise pentru a include întrebări de sondaj proiectate ca să fie comparabile cu sondajul european cu privire la drepturile fundamentale. Acest lucru ne permite să privim Moldova într-un context mai larg al tabloului european. Ca să ne amintim toți unde era țara în anii 2008, 2009, 2010. Era neliniște, era o perioadă de tranziții majore și putem să ne așteptăm că ar fi avut loc anumite schimbări de atunci. Acest lucru este deja evident conform datelor oficiale cu privire la încrederea publicului în poliție. Acum, sondajul desfășurat Institutul Politicii Publice a demonstrat, și puteți vedea, în prima diagramă, se pare că există o creștere, dar dacă efectuați analiză, vedeți, de fapt, că acesta nu e o
îmbunătățire rezonabil teoretic statistic dacă privim toată perioada în întregime, dar în cea de două diagramă, dacă împărțim perioada în două părți, vedem că în segmentul mai recent, de prin anii 2015-2016, vedem îmbunătățirea care în acele sondaje sugerează faptul că există o creștere a încrederii în perioada mai recentă. Această creștere recentă este semnificativă din punct de vedere statistic și nu este atribuită, nu poate fi atribuită unor factori aleatorii. Deci asta formează imaginea de context a analizei sondajului pe care am efectuat. De asemenea, am ținut cont și de crimele înregistrate. Bine, experiența mea în contextul țărilor în dezvoltare, în crimele înregistrate reprezintă un lucru greu de interpretat și în multe țări o îmbunătățire sau creșterea încrederii în poliție rezultă într-o creștere a numărului de cazuri înregistrate. Asta ceea ce am văzut în țara mea, unde oamenii nu aveau încredere în poliție suficient de mult ca să raporteze cazurile către poliție, dar odată ce au început să aibă încredere, tot mai multe cazuri au început să fie raportate. Deci asta e un paradox, dar rata de cazuri înregistrate crește odată cu creșterea încrederii. Dar ce vedem noi aici, ca număr de cazuri înregistrate, număr destul de scăzut, chiar și pentru o țară mică ca Moldova, și vedem o reducere și ulterior o creștere și după care o reducere. O imagine care e foarte greu să o interpretăm fără alte informații. Acum trecem la rezultatele sondajului și pentru mine cel mai important rezultat al sondajului este posibil cuprins, iată în această diagramă, care arată procentajul de persoane care consideră că nivelul de crime a crescut. Ce credeau în 2010? Și avem comparația în 2021. În 2010 culoarea albastru deschis, 2021 culoarea albastru închis. Și comparăm datele cu privire la capitală și datele pentru Moldova în general. Un lucru evident de la bun început este faptul că mult mai puține persoane consideră astăzi că criminalitatea crește comparativ cu situația de în 2010. Constatare foarte pozitivă și vedem că e o reducere atât în ceea ce privește capitala, cât și în țară în general. Cu toate acestea, un lucru important este că diferența dintre capitală și Moldova în general este mai mare în 2021. Te-ar sugera că există o anumită neuniformitate a îmbunătățirilor și că îmbunătățirile astea ar putea fi mai mari în afara capitalei. Astea sunt percepțiile oamenilor. Ei cred că numărul de crime a crescut. Care sunt factorii de corelare semnificativi statistici? Bine, multe variabile pe care le-am testat nu aveau semnificație statistică, nu rezultau. Adică nu păreau să fie importante, de aceea am să prezint unele din cele care au fost importante și care dau dovadă de semnificație statistică. Ce am aflat când am analizat celelalte variabile este că cei cu studii de nivel mai înalt, cu studii superioare, cei din zone rurale, urbane, era mai mult probabil să creadă că nivelul de crimă a crescut. Pe când cei cu un nivel scăzut de învățământ, care locuiesc în spații rurale, ei tind să mai puțin să creadă că a crescut nivelul crimei. Această constatare e în legătură cu ceea ce am văzut în slide-ul anterior, că în Moldova se crede că mai puțin. Adică ceea ce se întâmplă în orașul capital, în zone urbane, este vizibil pentru că aici sunt factorii decidenți, ei determină ceea ce se întâmplă în țară și dacă ei au percepții mai proaste, atunci asta va influența deciziile care sunt luate. O altă constatare foarte interesantă a fost situația cu drogurile. În sondajul anterior, în 2010, am constatat
o incidență foarte scăzută a persoanelor care erau martori, sau care vedeau tranzacții de droguri sau careva acțiuni legate de droguri. Adică întrebarea, ați văzut persoane care utilizează, cumpără, vând sau sunt sub influența drogurilor? Foarte puține, doar 13%. În acest sondaj au fost martori ai unei astfel tranzacții anul curent. Dar totuși, asta e de două ori mai mult decât ceea ce a fost constatat în 2010. Cu alte cuvinte, măsura în care persoanele sunt martori ale unor astfel de scene crește, se pare că crește. Mai mult decât atât, în timp ce în anul 2010 acest lucru nu era corelat cu orice percepție negative, în anul 2021, acei care au observat așa tranzacții, în 2021 vor credea mai mult să creadă că crește criminalitatea, că violența mai mare, că a scăzut calitatea poliției și, foarte important, ar putea să fie victime propriu-zise ale crimelor. Deci vedem aici o schimbare semnificativă care a avut loc în ultimii 10 ani, pentru că situația cu drogurile nu era o problemă atât de mare acum, nu numai că e mai prevalentă, dar și e legată de alte percepții negative legate de activitatea poliției și experiența de a fi victimă a crimei. Și vedem că percepțiile negative despre crime sunt corelate de faptul dacă crimele au devenit mai mult sau mai puțin violente. Cifrele astea în sumă nu dau 100, pentru că rotunjim, în caz dacă vă interesează asta. Ce am constatat noi este convingerea că crimele au devenit mai violente corespunde percepției că a crescut nivelul crime. Din nou, ce vedem? O scădere în general, și anume faptul că mai puține persoane acum cred că crimele au devenit mai violente, e o îmbunătățire, un procentaj. Cei care spun că au rămas la fel, cam la fel, procentajul celor care au spus că crimele au devenit mai puțin violente s-au schimbat cu locul, într-un fel, cu cei care cred că crimele au devenit mai violente. Când analizăm schimbările regionale și procentajul celor care spun că crimele au devenit mai puțin violente, vedem din nou tendințe destul de diferite în funcție de locul unde se află persoanele. Adică cei din centrul țării, mai mult de jumătate, au zis că crimele au devenit mai puțin violente. Și dacă excludem capitala, vedem că tendințele sunt diferite pentru sud și nord. Adică este evident o anumită neuniformitate în experiența criminalității de către cetățenii Moldovei. Acum ajungem la percepțiile de siguranță. E o serie de întrebări care au încercat să examineze cât de sigur simt persoanele în diferite contexte. În anul 2010, undeva 30% de respondenți au spus că nu se simțeau siguri în piață și asta era locul unde majoritatea respondenților se simțeau nu în siguranță. În 2021, proporția asta a scăzut la 29%, deși asta e oricum un mediu în care persoanele se simt în cea mai mică siguranță. E o mare îmbunătățire comparativ cu experiența anterioară. Următorul mediu cel mai puțin sigur este transportul public. 19% acum, în prezent, comparativ cu 25% în anul 2010. Adică e o îmbunătățire mai micuță, probabil. O proporție mai mică a respondenților, 15%, se simt nesigur în parcuri, în stradă, în timpul zilei. Dar trebuie să notăm aici că cifrele sunt influențate semnificativ de cei ce nu utilizează deloc spațiile astea. Adică asta ar putea fi rezultatul unui gust personal sau rezultatul unor modele de acțiune de evitare a riscurilor. În jur de un sfert din respondenți nu utilizează spațiile publice deloc și 30% nu utilizează transport public. Adică interpretarea sondajului nu e clar de ce ei nu utilizează aceste medii.
dacă e să vorbim despre percepția siguranței pe timp de noapte, cel mai puțin sigur mediu era strada. 38% de respondenți spunând că nu se simt siguri, nu se simt în siguranță în stradă. Și asta e comparabil cu situația din 2010, e mai favorabil când 50% din respondenți nu se simțeau în siguranță în stradă pe timp de noapte. O altă constatare surprinzătoare este că respondentele doar puțin, cu 5 puncte procentuale, se simțeau nesigure mergând noapte pe stradă. Mai important decât diferența de gen, din nou, sunt disparitățile regionale. În anul 2010, aproape două treimi din cei care trăiesc în capitală nu se simțeau siguri în stradă pe timp de noapte, semnificativ mai înalt nivel decât cel național. Dar în 2021 avem o creștere, o scădere, scuze, mai puțin de jumătate. Deși aceasta e o îmbunătățire comparativ cu cel din 2021, nivelul de nesiguranță pe timp de noapte în oraș e mult mai mare decât media națională. Acum ajungem să comparăm cu sondajul UE pentru drepturi fundamentale. În această diagramă puteți să vedeți evitarea unor stres sau regiuni din frica de a fi victimizați sau victimizate. Doar unul din 5, adică 21% din moldoveni, respondenții moldoveni, au evitat astfel de zone, regiuni în ultimul an, pe când în Uniunea Europeană, pe general, avem 47% care au spus că au evitat anumite străzi sau regiuni în ultimul an. Această cifră e extrem de înaltă și necesită investigări suplimentare de către sondajul UE pentru drepturi fundamentale. Acest lucru se pare că indică faptul că respondenții moldoveni simt mai în siguranță decât cei care rezidă în România sau alte localități, alte țări din UE. O alt aspect de comparare, victimă a violenței în ultimii 5 ani. Și aici, această comparare sugerează că nivelurile de violență trăite în Moldova sunt cam la nivel mediu, comparativ cu celelalte țări implicate în sondaj. Este posibil că moldovenii interpretează diferit asta sau poate sunt deprinși sau cu un grad mai înalt de violență și asta afectează respondenții cu toate acestea. Dacă e să ne uităm la rezultate, după cifre, se pare că Moldova e undeva în mijloc comparativ cu restul Europei. După care, trecem la constatările importante cu privire la perceperea instituțiilor de stat. Această diagramă demonstrează respondenții care erau de acord că statul le garantează siguranța după raion. Din păcate, majoritatea, 53%, nu sunt de acord cu acest sondaj, care spune că majoritatea oricum crede că statul Moldova nu reușește să le asigure siguranța. Oricum, asta e o îmbunătățire semnificativă comparativ cu situația din sondajul din 2010, când aproape două treimi, 65% din respondenți spuneau că statul nu le asigură siguranță. De asemenea, întrebare similară a fost în 2008 și atunci, în acel sondaj, 63% au spus că statul nu reușește să se protejeze. Adică e un salt mare de la aproape două treimi până la aproape jumătate din respondenți care nu sunt de acord cu această afirmație. În anumite localități, proporția e mult mai mare, în jur de 70% din respondenți spun că statul nu reușește în acest sens. Și astea sunt acele raioane colorate cu altă culoare. Și astea sunt cele amplasate la hotar sau aproape de hotarul țării. Proporția respondenților care simt, care nu cred că statul e sigur siguranță, putem vedea că sunt cele orientate spre Ucraina sau au niveluri mai scăzute de încredere în faptul că statul le garantează siguranță, adică culoarele albastru mai întunecate.
Asta ar putea fi o funcție a securității de frontieră sau funcție de activitatea poliției. Acum trecem la perceperea poliției. Un lucru interesant a fost că din instituțiile sistemului de justiție penală, poliția a fost instituția în care vedem o schimbare semnificativă, o schimbare care putem observa comparativ cu anul 2010. În 2010, din nou, culoarea albastru mai întunecat și vedem că în 2010, 26% ziceau că poliția s-a înrăutățit și doar 15 spuneau că poliția s-a îmbunătățit. Și acum cifrele s-au schimbat, când 29%, mai puțini procente spun că poliția s-a înrăutățit și mai mulți cred că poliția s-a îmbunătățit și unii nu vreau să-și exprime părerea. Interesant dacă ar fi aici un efect al genului, că bărbații văd mai mult o îmbunătățire, aceste percepții ale poliției au fost corelate și cu percepțiile negative despre criminalitate și, după de asemenea, după cum spuneam, asta e instituția din sistemul de justiție penală în care a avut loc o schimbare observabilă comparativ cu anul 2010. Următorul slide ne arată cam de unde ar putea proveni această schimbare. Vedem întrebări dacă respondenții au fost expuși cumva către poliție și aflăm în sondaj că a fost o expunere similară comparativ către poliție comparativ cu anul 2010, dar avem aici experiențele din urma acelei expuneri, adică persoanele au fost întrebate dacă au fost maltratate sau bătute, dacă le-au fost explicate drepturile și dacă au fost satisfăcute tratamentul de modul în care a tratat poliția. Și ce vedeți aici este o reducere semnificativă în procentajul respondenților care au spus că au fost maltratați sau bătuți. Vedem o îmbunătățire în numărul celor care spun că le-au fost explicate drepturile și o creștere micuță în numărul celor care au spus că erau satisfăcuți de modul în care au fost tratați de către poliție. Așadar, deși avem o anumită îmbunătățire, cred că cifra de 10% de persoane maltratate sau bătute oricum e o cauză, motiv de îngrijorare. În ceea ce privește explicarea drepturilor, nu e clar dacă interacțiunea cu poliția întotdeauna a fost în raport cu faptul că s-a acuzat sau poate era persoană martor sau interacționa cu poliția din alt motiv. Adică asta nu e o îngrijorare atât de mare și cifrele sunt destul de înalte. Schimbările în gradul de satisfacție, în modul în care sunt tratați, ar putea fi afectate de așteptările pe care le are lumea în acest sens. Adică ar putea fi așteptări mai mari acum decât erau mai înainte. Dacă este să ne uităm la părerile cu privire la faptul dacă s-au îmbunătățit procuratura, sistemul judiciar și apărarea, nu am să vorbesc schimbările aceste cifre, deoarece cifrele sunt foarte mici, majoritatea respondenților nu au vrut să-și exprime opinia în acest sens. În orice caz, în ceea ce privește aceste instituții, fie percepțiile erau legate de percepții are tendințelor în criminalitate și cred că asta e unica modalitate de a îmbunătăți această constatare, este să spunem că nu există deocamdată o schimbare semnificativă observabilă în aceste instituții. Acum, ajungem la victimizare. Respondenții au fost întrebați la victima care creme au devenit și în 2020, dacă adunați toate aceste crime, vedeți că în jur de 60% din oameni au fost victimele oricărei crime în anteriorii 5 ani. Acum, în 2021, mai puțin de o treime a fost crime și asta e o scădere semnificativă care demonstrează că a avut loc o reducere a crimelor în ultimii 5 ani. Acest lucru presupune că ar putea rata crimelor a scăzut în ultimii 10 ani. Din nou, în sondajul 2010 a fost constatat că femeile mai mult probabil erau să fie victime a tuturor crimelor, nu doar infracțiuni sexuale. 49% de femei comparativ cu 44% de bărbați. Pe când în 2021 nu a fost o diferență semnificativă statistică între femei și bărbați la categoriile astea de victimizare.
În 2010, persoanele cu venit mai mare aveau mare mai mare probabilitate să fie victimele crimelor, pe când în 2021 vedem că atât persoanele atât cu venit foarte înalt cât și cu venit foarte mic aveau probabilitate să devină victimele infracțiunilor, mai mare probabilitate decât cei care aveau venit mediu. Dacă este ne uităm la victimizare după vârste, din nou, vedem ceea ce a fost constat și în 2010, că persoanele care sunt mai tinere sunt mai mult probabil să devină victime ale crimelor comparativ cu cei care sunt în vârstă. Așa, deseori, contrar percepțiilor care există referitor la cine mai mult probabil să devină victima crimei. O constatare foarte importantă a fost întrebările cu privire la mituire. Deci asta a fost formulat că un funcționar de stat solicită cadouri sau bani în schimbul rezolvării unei probleme și vedem aici o scădere în toate sectoarele și știu că s-a lucrat foarte mult pentru a încerca să se reducă incidența acestor situații și se pare că, de fapt, a avut loc o schimbare. Am utilizat anul 2009 aici pentru că întrebarea a fost despre anul anterior și am spus că noi am spus 2020-2021. În fine, dacă ar fi să vorbim despre discrepanța cu cifrele oficiale, sondajul victimizării a constat mult mai multe crime decât cele înregistrate de către poliție. Și acest lucru foarte răspândit se întâmplă în fiecare țară în dezvoltare, chiar și în Regatul Unit. Sondajul criminalității constată de 2-3 ori mai mult crime decât cele înregistrate de poliție. Și discrepanța dintre crimele înregistrate și cele constatate în urma sondajului este foarte mare, mult mai mare decât de regulă. Și respectiv, asta presupune că e nevoie de investigare pentru a înțelege cauzele acestui fapt. Și există un fenomen care se numește telescopare, care vorbește despre intervenție la crime care s-au întâmplat mai recent decât altele și asta, cumva mărește cifrele de criminalitate, dar de asemenea posibil că persoanele nu raportează crimele, dar noi le-am întrebat dacă ele raportează crimele și am luat rata raportării, adică în cazul în care persoanele au spus că au raportat. Cifrele înregistrate, oricum, sunt foarte mici. Deci ăsta e un punct, un aspect de investigare. Trebuie de găsit motivele acestei discrepanțe. Și aici, iată, noi vorbim despre un exemplu, o crimă. Întrebare forțată în casă și rata raportată de 60%, asta trebuia să aibă 2,5% trebuiau să se transforme în 20.000 de crime, comparativ cu doar cele 611 raportate. Ce am putea zice în încheiere? Am putea concluziona că avem cu siguranță progres în Moldova. E progresul pe care a fost și ca țara mea și foarte bucuroasă, dar totuși e un progres precar, nu este uniform din punct de vedere regional, mediu urban-rural, tip de oameni. Și există îmbunătățiri la frică, victimizare, violență, tratamentul poliției și există discrepanțe mari între victimizare și cifre oficiale. Moldova pare să fie într-o situație favorabilă comparativ cu Europa, dar acest lucru poate fi legat de așteptări și de experiențe anterioare, de condiții mai proaste și constatările din sistemul justiției penale. Sunt puține, dar sugerează că există un progres nesigur, incert, în sistemul de justiție penală. Deci autoritățile sunt conservative, greu de le schimbat și nici nu ne așteptăm să vedem schimbări majore pe parcursul unor perioade relativ scurte. Așadar, în concluzie, am putea spune că e nevoie de intervenții pentru a sprijini îmbunătățirile și pentru a asigura faptul că ele sunt, că ele s-ar dezvolta mai uniform în toată țara și ar fi mai sigure pe viitor. Vă mulțumesc!
Mulțumim, Jean, din suflet pentru această prezentare foarte comprehensivă și pentru o adevărată împachetare a datelor primare colectate și prezentate într-o manieră comparativă cu 2010. Eu personal am auzit și lucruri care, la care mă așteptam, dar sunt și lucruri care depășesc imaginația mea, ceea ce este foarte bine. Deci, până la urmă, întotdeauna doza de subiectivism care o avem trebuie verificată cu datele statistice și prezentarea ta, cu permisiunea ta, bineînțeles, noi, alături de celelalte documente de sondajul propriu-zis și de tabele de 150 tabele, noi le vom face publice, ele vor fi plasate pe pagina web a Fundației Soros Moldova pentru utilizare mai departe a celor interesați. Acum, după cum am spus, sondajul este în primul rând adresat celor care se preocupă de politici în acest domeniu și Ministerul de Interne este prima țintă și cea mai importantă, probabil, așa că îl rog pe domnul Vladislav Cojupar, șef al Direcției Politici de Prevenire și Combatere a Criminalității din cadrul Ministerului de Interne, să vină cu o opinie, o părere despre rezultatele obținute în cadrul acestui sondaj. Domnule Cojupar, sunteți binevenit. Aveți microfonul. Bună ziua, doamnă ministru, domnul deputat, onorați colegi, stimați prieteni. Sunt onorat să fiu prezent în fața dumneavoastră astăzi și să discutăm pe scurt, așa să facem o sinteză analitică, la subiectul tendințelor infracționale și vom vorbi ca fenomen. Este o... Vreau să o mică concretizare până fac share screen prezentării. Noi avem o diferență de abordare, vorbind de la stat la stat, și am văzut în mai multe documente de tip sondaje, de tip analiză, clasamente, operarea cu termeni generici, criminalitate, și la acest termen, acest fenomen sunt transpuse în unele cazuri doar infracțiunile, în altele cazuri, în altele și partea asta de contravențional. Deci trebuie să tragem atenția subiectului și anume diversificării abordării naționale pe aceste domenii, contravențional și infracțional. La rândul meu, în prezentarea care o să o prezint, am să fac referire la fenomenul, haideți așa să spunem, încălcărilor, dacă să fim mai aproape de aspectul social și, în fond, să fim mai aproape de subiect, deoarece societatea, înțelegem că societatea nu are nevoie de diferențierea asta și de calificare juridică, ci mai mult perfect a fost evidențiat de către toți vorbitorii de astăzi, nivelul cel de siguranță și securitate. Deci, dacă procedem la prezentare. Cum ați menționat, Ministerul Afacerilor Interne și în speță prin intermediul colegilor și prietenilor noștri din cadrul instituțiilor și autorităților administrative din subordinea MAI, și aici trebuie să menționăm Inspectoratul General al Poliției, Inspectoratul General de Carabinieri și Inspectoratul General al Poliției Frontieră și așa mai departe, Academia, Serviciul Tehnologiei Informaționale, da, toate instituțiile care lucrează și care activează, se dedică la maxim zilnic ca să asigure acel nivel de securitate, iar Ministerul de Interne și aici vorbim de Direcțiile de Poliție din cadrul aparatului central, au rolul de a implementa instrumente și mecanisme necesare autorităților și instituțiilor din subordine ca să atingă acel obiectiv general, și anume prioritatea numărul 1, obiectivul general al activității noastre, unde reșim noi la elaborarea lucrurilor documente politice, este faptul ca să
este faptul asigurării, haideți să spun, asigurării unui grad de siguranță înalt, desigur, respectarea tuturor drepturilor și libertăților omului și, în ultimul rând, prevenirea și descoperirea infracțiunilor și contravențiilor, și anume prin faptul dedicației, iată, dedicația colegilor noștri din cadrul autorităților și instituțiilor din subordine, iar, mă repet, dedicația colegilor noștri din cadrul Inspectoratului General al Poliției și a Inspectoratului General de Carabinieri, a dus la acea majorare a procentului de descoperire și a dus la acea îmbunătățire a opiniei, îmbunătățire a încrederii cetățeanului în poliție, în cetățeanul în Ministerul de Interne. Așa. Un element aș vrut să fiu așa mai să aduc ceva mai nou în această prezentare și mă voi conduce de acel principiu Think Globally, Act Locally, și anume voi aduce o mică sinteză a clasamentelor internaționale în atenția dumneavoastră, ca să vedem cum are loc dezvoltarea și aplicarea mecanismelor de asigurare a ordinii și securității publice la nivel internațional. Și mai departe voi recurge la acel local. Deci, mai eu ține cont de studiile și clasamentele care sunt în competența noastră și, respectiv, noi întotdeauna luăm în considerație, voi enunța câteva studii cu renume pe care la siguranță îl cunoașteți, și anume Global Peace Index-ul, da, sau Institutul pentru Economie și Pace, elaborează acel GPI Global Peace Index, un clasament internațional care colectează datele pe o grilă de 23 de indicatori. În marea majoritate aceste date sunt turnate sau sunt preluate din cadrul rapoartelor Biroului Național de Statistică. Totodată sunt și efectuate și interpelări în cazul în care sunt anumite situații care trebuie clarificate. Acestea sunt abordate și iată ca un exemplu, am să fac referire la finele prezentării, la acea situație care a fost înțată de vorbitorii noștri anterior, cu discrepanța între cifrele raportate și cifrele din sondaje la infracționalitate. Deci, vorbim de Ministerul de Interne, și anume linia de activitate a MAIU-ului, care este o îmbunătățire și respectiv noi avem o îmbunătățire pe poziții pe care ați văzut-o, da, în clasamentul internațional, iar în spațiul CSI, Republica Moldova ocupă locul întâi, a făcut ultima realizare în 2021, da, cum partea în 2020, când eram pe locul 2, și respectiv în 2010 eram și mai jos în acel top. Deci este, într-adevăr, o creștere. Alt raport de care ne conducem la elaborarea și implementarea politicilor publice este este raportul privind traficul de ființe umane. Și aici avem la moment ne menținem în același clasament Tier 2, dar să fim înțeleși că în Tier 1 sunt țările care practic au clarificat toate aspectele pe acest fenomen și noi suntem alături de țări ca Croația, Danemarca, Germania, Islanda și așa mai departe în Tier 2, adică ce înseamnă aceasta? Că da, nu am atins nivelul maxim, n-am implementat standardele maxime de combatere acestui fenomen, dar depunem eforturi sistematice pentru eliminarea fenomenului trafic. Global Terrorism Index, iarăși aici trebuie să menționăm faptul că Republica Moldova continuă să rămână în statul în care nu există pericol de acte teroriste. Totodată Republica Moldova depune eforturi esențiale și anume este focusată
palieră de activitate așa maiului, mai mult la prevenție și noi focusăm atât tactic cât și strategic activitățile pentru identificarea la timp a aspectelor de radicalizare și de reculare a oamenilor în astfel de activități. Fiindcă cunoaștem cu toții că deja și modalitatea de operare cu terorism este una diversificată, odată cu apărirea acelui cyber-califat, care în principiu nu mai are nevoie să călătorească din țară în țară și în cazul dat listele astea care sunt cumva de persoane non grata, nu mai sunt active deoarece cybercalifat folosește, utilizează tehnologiile informaționale pentru racolarea și pentru radicalizarea persoanei. Un alt clasament este World Just Project, care se referă la întregul da, întregul proces de stabilire al justiției, vorbim de la raportare până la modalitatea de intervenție, investigare, descoperire, judecare și sentință. Dacă să vorbim la nivel național, ar fi elocventă mențiunea asupra faptului că din numărul total de aproximativ de 22.000 de infracțiuni, 93% sunt puse la evidență și sunt cercetate de către subdiviziunile de profil ale Ministerului Afacerilor Interne. Este un moment pe care pentru noi, ca familia Ministerului Afacerilor Interne, este important, dar prin faptul că în sistemul de ocrutire a normelor de drept și a instituțiilor de impunere a legii există nu doar mai eu, ci mai avem da, multe altele. Avem VAMA, avem CNA, avem procuraturile, avem încă instituții care depun au atribute conform codului de procedură penal, iar 93% da, din încălcări raportate, haideți așa să spunem că cumulăm cumva și parte de infracțiuni și contravenții, deci 93% din aceste evenimente sunt cercetate de mâini. Vorbim de volumul, da, mare. Din acest volum putem să, deci mă împart astăzi cu concluziile ca să nu răpesc mult din timpul dumneavoastră, am aplicat acele formule statistice de calcul al și de cercetarea fenomenului, plus totodată am utilizat și formulele de predicție. Am stabilit câteva elemente de trend și ceva de predicție. Deci, la nivel de trend, desigur, noi este o noutate că municipiul Chișinău, pe lângă la chiar și din evidența mijloacelor de transport, da, că dacă din, practic jumătate din mijloacele de transport care stau la evidența ASP-ului sunt în municipiul Chișinău și plus dublarea locuitorilor sau duplarea persoanelor în timpul săptămânii, da, pentru vorbim aici și de locul de muncă de activitate, respectiv numărul de persoane îl ridică și rata de infracțiuni, rata de contravenție, rata de raportări, solicitări, ale solicitări 112. Respectiv, Chișinăul se plasează cumva în topul localităților și la acesta se ar concentra, dacă iarăși vorbim de procente, ceea ce nu-mi prea place reșând din concluziile și analize, deoarece noi desori operăm cu un procent, spunem cu uite, aici sunt 23%, 18%. Și când transpunem numeric, vorbim despre 800-1200 de cazuri. Iar în altă parte noi avem 80-100% și vorbim numeric despre 20-30 de cazuri. Și se face o impresie că, desigur, trebuie să lucrăm acolo unde avem creștere 90%. Dar, în realitate, acele 20 sunt mult mai grave și afectează și percepția cetățeanului. Și iată, principalele 10 teme, da, care asupra cărora se focusează numeric, nu procentual, dar numeric, interesul populației, sunt acele furturi de locuință,
numărul persoanelor dependente de alcool, desigur, furtul din bunurile gospodării și atât cum o să fie, așteptăm iarăși o predicție la primăvară, dar sunt fapt multe vile în perioada asta de iarnă, sunt lăsate fără de pază, sunt lăsate fără, deci nimeni nu locuiește și la primăvară este iarăși un, este un, dacă să vorbim acum cu oamenii, sunt îngrijorați de acele furturi din gospodării, bunurile din gospodăriile lor. Desigur, implicarea regulilor de circulație, violența în familie, huliganismul, implicarea minorului în legalitate și numărul mare de dependenți de droguri. Iarăși, în ultimul când, și când e vagabond, și am văzut toții chiar o lună sau două în urmă, cât atenția a avut loc acel incident, care, în principiu, s-ar putea fi prevenit în simpla respectarea acelor cerințe și reglementări care sunt prevăzute în legislație. La moment vedeți în fața dumneavoastră un tabel, da? Am încercat să dau anume acea perioadă care a fost menționată și anterior de către vorbitorii mei, unde vedem o descreștere așa mai... Domnule, scuzați pentru intervenție, dar nu rulează tabelele. Deci noi totul s-a oprit la prima pagină de tendințele fenomenului fracțional, după care prezentarea dumneavoastră nu a fost însoțită de tabele, deci noi nu le putem vedea. Astăzi văd că suntem toți norocoși cu share screen-ul. Eu am pus share screen, deci acum este prima imagine, următoarele nu. Deci noi cel puțin vedem doar prima, tendințele fenomenului funcțional și după care alte slide nu au mai fost. Adică le vedem adorate, le vedem, dar nu. Acum? Acum, da. Și acum se vede full screen sau se vede toată prezentarea? Nu, acum vedem slide-ul clasamente internaționale. Da, e clar. Am pus full screen și în mod normal trebuie să-l transferi. Deci, am vorbit de clasamente, am vorbit de GPI, facem o scurtă retrospectivă. Da? Republica Moldova cu locul întâi în CSI. Deci un improvement aveam, traficul de ființe umane, am vorbit de acel tier 2, Global Terrorism Index, World Justice Project, deci m-am oprit la tendințele criminalității la nivel național. Dar după ce am abordat subiectele la nivel global, am văzut clasamentele internaționale, revenim la acele interese care naționale și revenim la acele tendințe și trenduri care le-am evidențiat. Deci tabelul la care noi ne-am oprit, el vorbește despre elementul descreșterii numerice a fenomenului infracțional. O vorbim de anul 2021 și totodată aici aș dori să menționez un element foarte important care a fost menționat de către Jean Repat și anume acea discrepanță dintre numărul de crime comise versus numărul de crime raportate. Da, noi avem într-adevăr o descreștere și nu doar în Uniunea Europeană statistic se vede că are loc descreștere. Iată anume, datorită acelor clasamente internaționale, am avut o posibilitate să facem un think tank sau un schimb de idei și opinii. La întrebările noastre, că uitați-vă pe fond internațional ce se întâmplă cu acest fenomen fracțional, am fost, mi s-a făcut posibilă spre cercetare un research pe partea de criminologie, da, infracționalitate. Mai pe scurt, concluzia care a fost. Pe fond mondial, statistic, da, numeric, infracționalitatea a scăzut comparativ cu 2000-1980, tot așa, sau la 20-30 de ani. Deci, asta are loc o descreștere numerică. Dar percepția cetățenilor nu s-a schimbat proporțional descreșterii. Și concluzia acelui research a fost anume faptul că criminalitatea începe a migra din offline pe partea asta online și o să vedem mai departe și am vorbit, da, de cele instrumente care le-am utilizat pentru predictibilitate și
pentru stabilirea priorităților ulterioare de activitate, și anume partea asta de online, ea este destul de dificilă pe statistică, este foarte dificilă pentru evidență și multe țări la ziua de astăzi au o problemă anume de evidență online. Nu vorbim de criminalitatea cibernetică, care noi în clasică, în speță, știm, dar vorbim anume de utilizarea tehnologiilor infracționale pentru comiterea unor escrocherii, pentru comiterea unor înșelăciuni, pentru șantajuri și așa mai departe. Adică folosirea cybercrime-ului în lato sensu, dacă vorbim juridic. Deci, la prevenire, aș fi dorit să împrospătez acea opinie referitor la faptul că ca tendință s-a văzut și statistic și calitativ faptul că criminalitatea din, dacă vrem, 2010-2021 se transformă, adică se reduce esențial partea violentă și crește destul de rapid, destul de avansat, anume comiterea, să spunem așa, fără de legilor, vorbim și de contravențional, și de penal, prin intermediul anume înșelăciunii, abuzului de încredere, da? Și iată reducerea asta a criminalității violente, deci infractorii devin mai elementul ăsta de infracțional, da, devine mai, să spunem, șmecher, să spunem ca un adjectiv, dar utilizarea totuși înșelăciunii, utilizarea tehnologiilor infracționale ne va dicta pe viitor și percepția cetățeanului. În contextul eforturilor poliției este foarte importantă menționarea celor modificări și reacții în cazul de violență a familiei și aceasta a adus în speță un rezultat esențial pentru izolarea acelor infractori și pe fundul anume celei creșteri care am menționat-o la început, creșterea încrederii în societatea poliției, se datorează anume și o posibilitate de implementare a încurajării măsurilor specifice de protecție și a denunțării, fiindcă iarăși poliția are nevoie și în genere autorități și instituții din subordinea MAI au nevoie de sesizări prompte, cu cât mai, da, prompt și are loc sesizare, și iată noi am văzut în rezultatul acestei sinteze analitice că creșterea rezultatelor sporește și timpul de reclamație, de denunță. Desigur, rămâne preocupantă la nivel de prevenire pentru toate instituțiile MAI aspectul de prevenire al accidentelor rutiere. Și da, avem 48%, avem 48% reducere vis-a-vis, adică practic am atins acele 50% care ne-am asumat în 2010. De reducere a accidentelor sudate cu deces și traumatizare. Dacă să vă rezumați... Da, da, au rămas două, un slide, au rămas. Dar ideea că mai până la urmă, dacă ați observat că am încercat să evit multe procente, cifre, ca să ne rezumăm la ceva important, și anume faptul că totuși tendința de mai departe în prevenire este ca să aducem la zero. Deci asta e un obiectiv, ca să nu avem oameni decedați. Dar numărul de accidente, el este accidente rutiere care ușoare, care doar cu deteriorări de automobile, ele sunt, vor fi, dar anume traumatizați și decedați, noi trebuie să ducem de zero. Iarăși, într-un final, vreau să menționez faptul că doar în acea perioadă de 11 luni au fost descoperite urmare acțiunilor prompte de angajaților mai în jur de 15.000 de infracțiuni, și anume descreșterea acestui fenomen infracțional a constituit motiv de satisfacție a populației față de prestația MAI. Fapt ce și-a determinat scopul de încredere față de instituție. Eu vreau să vă mulțumesc mult pentru timpul acordat și
Dacă sunt întrebări sau la fine discuția am despre un panel tematic, aș fi vrut să abordez mai în detalii anume diferențierea de numeric, procentual și raportat în sondaj, fiindcă sunt niște explicații și ar trebui văzut cum am putea să le abordăm în context în comun acest subiect viitor. Mersi mult! Mulțumesc și eu tare mult, doamnă președinte. Deci noi vreau să vă spun că, în general, colectarea de date și felul în care datele se transformă în politici și practici va rămâne în atenția organizației noastre pe viitor. Noi ne gândim la felul în care putem ajuta și interveni la întreg lanțul ăsta și îmbunătățiri în acest domeniu, de la date statistice, sondaje și până la felul în care ele se transformă în schimbări, în atitudini și activitate în teren. Așa că acestea sunt totuși niște încercări, dar care neapărat cred că se vor realiza și vor deveni proiecte. Mediul academic este cel care încurajează și informează reformele. Dar mediul academic are nevoie de muniție și argumente. Deci despre puterea de convingere, rolul și valoarea academică, dar nu numai, al acestui sondaj și despre felul în care a văzut și a înțeles acele 150 de tabele colectate, am să rog să vorbească pe domnul Valeriu Pujor, rector al Institutului de Științe Penale și Criminologie Aplicată, doctor în drept, profesor universitar. Domnule Pujor, vă rugăm, aveți cuvântul și microfonul. Bună ziua tuturor! Bucuros să particip la această prezentare, reieșind din faptul că lucrăm deja de-a binelea și faptul că în ultimele 3 săptămâni particip la a treia conferință și cu aceeași tematică ce ține de victime, victimologie, victimizare. Iar pe 21 și 22 decembrie va fi o conferință națională organizată de instituția noastră și Academia MAIE. Rolul științei în asigurarea securității naționale și a activității anticrime, unde vă invit pe cei care nu ați primit invitații personificate. Multe din idei le-am expus. În una am vorbit despre victimologie ca teorie, la altă conferință victimologie ca activitate practică. Vroiam astăzi să le întrunesc, dar 20 de minute va fi prea obositor. De aceea eu mă voi axa pe ideile sau careva constatări din ceea ce am discutat azi și acel cadou extraordinar care ne l-a făcut Fundația Soros, cercetătorilor, punând la dispoziția noastră un volum, un masiv extraordinar de date, dar datele acestea sunt ca ceasornicul unde sunt rupte acele, care tică, dar ora nu arată. Adică vreau să spun că datele acestea necesită cu încă un an, doi de lucru intens, de prelucrare, tabelare, deja tematică, am zis interpretări, analize, prognozări, elaborare de politici, reieșind din ceea ce ați prezentat dumneavoastră. Am avut puțin timp la dispoziție, dar am înțeles un lucru, că ideile noastre cu greu, dar științifice, totuși ajung în aplicarea practică. Și dacă acum vreo 27-28 de ani doar 2-3 prelegeri și un seminar erau la, în cadrul Academiei, probleme victimologice, pe urmă, în cadrul Universității de Criminologie, asta a fost editat și primul
curs de victimologie, au fost ținute teze, sondaje, conferințe, iată, în cadrul instituției noastre, pe parcursul ultimilor trei ani, circa 7-10 studenți, sintezele de licențe pe problema victimologică. Și era o mare dificultate să găsim date statistice care ar confirma și ar fi ajutat studenții mai bine aspectul practic să-l prezinte. Fără doar și poate, datele colectate de dumneavoastră completează datele oficiale cu care operează organele de drept. După estimările noastre, nivelul criminalității în Moldova e de 5 ori mai mare decât ce noi avem oficial. Noi vorbim de numeric, dar dacă vom privi în coeficienți, luând în considerație migrația, nivel diaspora, care e victimizarea diasporii, care e criminalizarea, infracționalitatea diasporii, o să vedem că e un procent foarte mare. Iată. Exemplu personal, nepoțica mea anul trecut a fost ucisă cu bestialitate în Italia, care lucra oficial și... Iar în fiecare zi noi auzim, ori un moldovan a fost ucis, ori moldovanul a furat, a ucis, a săvârșit altă infracțiune, fie în Moscova, fie în Paris sau în alte țară. De aceea, noi criminologii ne uităm la chestiunile ce țin de criminalitate și victima, infractorul, în complex, care permit să caracterizeze starea societății noastre în întregime, sistemul de relații sociale care îl avem. Adică prin prisma acestor instrumente cu care operați dumneavoastră, noi facem o diagnoză a societății. Și nu întotdeauna avem posibilități de cercetare, de investigare. Poate pe viitor vom fi antrenați și cercetătorii, puținii care cu regret au rămas. Astăzi, în țară nimeni nu pregătește victimologi. Criminologi în țara moldovenilor, doar instituția noastră la specialitatea criminologie științe penale, care este unica la nivel de licență în spațiul est european, astăzi are în jurul la 70 de studenți care fac licența în criminologie și foarte puțin din ei se preocupă cu tematica victimologică, 7-8 studenți. Apropo, stimați colegi din Ministerul de Interne, de luni, primii studenți criminologi, anul 3, vor veni să facă practica în serviciile respective și ar fi bine să vă uitați la ei mai îndeaproape ca pe urmă să îi implicăm, să îi angajăm în activitatea respectivă. M-a bucurat faptul că sondajele arată perceperea deja de către populație că poliția, organele de drept au încetat să lupte cu criminalii și criminalitate și au început deja a se reorienta asigurând securitatea și siguranța populației. Adică vin în a presta servicii, să zicem așa, de securitate, dar nu a se lupta cu același infractor, el e cetățeanul nostru. După un oarecare timp, ispășind pedeapsa, el se va întoarce. Acum, din aceste date, am înțeles încă un lucru, că noi nu avem
sau populația nu vede că pedeapsa, răsplata, osânda celui care a săvârșit o fără de lege va fi inevitabilă. Și dacă luăm că numai infracțiuni real peste 100.000, dacă contravenții sunt jur la 700.000, se primește că fiecare a treilea moldovan săvârșește ori infracțiuni, ori contravenții. Dar, dacă luăm câte înregistrate, câte descoperite, câte real trimise în judecate, cât real persoane își au fost condamnate, procentul ăsta e 7-8 în cele din urmă, din totalul infracțiunilor și contravenților săvârșite. Deci, pedeapsa poate fi eficientă când este inevitabil. Deci apar și alte gânduri, alte idei, analizând aceste tabele. Eu am început să le structurez așa, cam pe teme de doctor, master, licență și alte aspecte care ar putea pe viitor fi de folos. De aceea, eu vă felicit cu realizarea dumneavoastră și vă declar toată disponibilitatea instituției noastre de a se implica în următorii pași de, care țin de lucru asupra acestor date și altor aspecte ce țin de acest proiect. Vă mulțumesc și succes în continuare. Vă mulțumim tare mult și noi, domnule profesor. Eu vreau să menționez că aveți dreptate că cercetările nu întotdeauna reflectă realitatea în teren. Este adevărat, dar oricum sunt un ghid foarte bun pentru și un termometru care măsoară dacă intervențiile noastre, intervențiile practice, sunt măcar în direcția în care trebuie. Vreau să menționez că deși studiile de victimizare sunt foarte scumpe, foarte greu de realizat, ele reprezintă totuși o sursă infinită pentru analiză, pentru demers, pentru dezbaterea academică. Și realizarea lor este doar jumătate de lucru. Întrebarea esențială este despre cum corectăm și raportăm politicile penale și răspunsul statului la fenomenul fracțional în dependență de acestea și de alte studii. Uitați-vă că de data asta eu învăț o lecție totuși despre faptul că încercările poliției din ultimii ani de a se apropia de populație, dar și a organizațiilor neguvernamentale de a lucra mai intens cu poliția, totuși dau anumite rezultate. Eforturile noastre, spre exemplu, ale Fundației Soros Moldova, au fost constant orientate spre drepturile omului în contact cu poliția și informarea de către poliția oamenilor care vin în contact despre drepturile pe care le au. Și uitați-vă că se pare că scrisoarea de drepturi, procedurile de standard de operare elaborate în cooperare cu poliția, proiectele pilot de poliție comunitare, dau un rezultat bun asupra îmbunătățirii imaginii poliției. Acest studiu aduce, după mine, niște dovezi clare în acest sens. Dar, da, reformele sunt foarte dureroase și foarte complicate, pentru că și foarte greu să observăm rezultatele în timp. Nivelul de satisfacție vis-a-vis de serviciile poliției era 10 ani în urmă, acum este cu totul altă. Asta nu înseamnă că este suficient, că este bun, dar în general există o tendință pozitivă pe care ar fi bine măcar să o menținem, dacă nu să o îmbunătățim. Eu am să mă opresc aici cu prezentările mele și cu opiniile mele și concluziile pe care mi le-am tras eu din acest sondaj. Și am să las loc pentru discuția acum și vă rog toți participanții care sunt prezenți, care ați avut răbdare să stați până la sfârșit, suntem 48 la moment, vă rog dacă aveți comentarii, întrebări. Noi suntem deschiși să facem managementul
acestor discuții. Da? Ion, putem? Da, cred că văd mâna ridicată, domnul Cantar, și vă rog foarte mult. Da, vă mulțumesc, stimați colegi, vă mulțumesc pentru prezentările făcute, foarte interesante și reușite. Eu nu era pe mult timp, doar cu câteva precizări metodologice, mai mult sau analitice. În primul rând, atunci când arată evident foarte bine comparațiile cu alte țări. Am văzut astăzi comparații cu CSI, am văzut astăzi comparații cu țările Uniunii Europene. Aici însă trebuie să ținem cont de un specific al Republicii Moldova, care este unica până când țară în continentul european care este preponderent rurală. Și multe fenomene se petrec un pic diferit în urban sau în rural și cazul nostru este de această natură. Adică dacă vedeți tabelele mai ales și în ceea ce a prezentat Jean, practic orice indicator exista variație statistic semnificativă între cum stau lucrurile în rural și cum stau lucrurile în urban și trebuie să ținem cont de acest lucru atunci când ne comparăm cu alte țări. Cu privire la trendurile în numărul de infracțiuni și crime și tot așa, aici mai e un specific al Republicii Moldova, atât în spațiul post-sovietic, cât și în spațiul european, Republica Moldova este mai că lider, doar țările baltice ne întrec la capitolul reducerea numărului de populație în ultimele decenii și atunci poate să arate foarte frumos tendința vădită de reducerea numărului de infracționalități, dar nu atât de roz poate să arate ea, dacă o raportăm la numărul populației, ori mai avem problemă în Moldova că nici măcar nu cunoaștem cu exactitate oficial care este numărul real al populației prezent aici în Moldova. Și al treilea aspect la care vreau să mă refer a fost cumva atins direct și printre rânduri de antevorbitori cu privire la discrepanță între ce arată sondajele de opinie și ce arată statisticile oficiale. Noi știți că furnizăm date pe mai multe domenii și această problemă permanent apare și trebuie să explicăm și nu ostenesc să explic de fiecare dată că să evităm două extreme. Prima extremă este că atunci când există discrepanță între statisticile oficiale și percepțiile măsurate în sondaj, unii neagă percepțiile din sondaj în favoare totală a statisticilor oficiale și invers. Alții tind să se ghideze, să dea crezare doar ce spun oamenii și să nege dacă există discrepanțe între statisticile oficiale. Nu, fiecare cifră și are ceva în spate și trebuie înțeles uneori ce stă acolo în spate. Dar nu la acest lucru vreau să mă refer. Eu vreau să atenționez să nu cădem în aceste extreme atunci când lucrăm cu datele din sondajele din opinie, fiindcă opinia publică generic, așa să o numim, mai niciodată nu este o expresie directă a real cum stau lucrurile. Opinia în sine nu este obiectivă. Opinia în sine este un amalgam construit din ce este obiectiv, ce se vorbește despre asta, dintr-o sumedenie de dezinformări și tot așa. Și, din păcate, în lumea noastră digitalizată, cu accesul nostru imens la informații foarte ieftine în sensul accesării, da, apare și cealaltă parte a monedei, avem și dezinformare și tot așa. Mereu va exista discrepanță între statistica oficială sau ce vedem noi, ce spun indicatorii măsurabili și opinia publică. Acest lucru simplu trebuie acceptat ca ceva normal și cu acest lucru trebuie de lucrat. Poate vă suna cumva stângaci exemplul meu, dar atunci când o mulțime este în fața unei instituții publice și începe a arunca pietre în geamuri, în direcția instituției,
mai puțin deja contează cât de obiectiv sunt definițiile în baza cărora oamenii au definit situația care i-a nemulțumit. Noi avem un fapt, avem o opinie, o percepție a oamenilor care i-a dus în fața instituției și îi impune la careva acte violențe. Acesta este un fapt deja obiectiv, da? Bazat pe opinia publică. Iată pentru ce nouă ne trebuie să știm opinia publică, chiar dacă ea nu reflectă foarte exact sau uneori vine chiar în contradicție cu tendințele indicatorilor măsurați mai obiectiv. Mulțumesc! Mulțumesc și eu, domnule Cantar, și vreau să încerc să văd să mă descurc aici dacă sunt alte mâini ridicate și dacă sunt alte comentarii. Dați-mi de știre, vă rog, dacă le vedeți sau eu deocamdată nu văd. Domnul Jucar, vă rog. Da. Da, vă rog. Eu să fiu înțeles corect, deci noi am încercăm să abordăm altfel un pic lucrurile și cifrele statistice sunt bune, dar cum a menționat și domnul Cantărge, în spate la fiecare cifră sunt niște activități și de aia ar trebui văzute lucrurile în comparație sau, haideți să așa spun, să le integrăm și cu alte aspecte, alte elemente de colectare a informațiilor, nu doar statistica. Deoarece, da, este rurală, corect, da, este reducerea numărului populației, ok, dar câte persoane au avut vreo, haideți așa să-i spunem, au fost victimizați online. Fiindcă noi încă astăzi, în 2021, noi încă astăzi gândim, adică chiar să nu trebuie o șicare de criminalitate sau contravenție, noi ne închipuim, da, un cetățean sau o persoană, haideți să spunem, îmbrăcată în negru, da, o percepție respectiv a unui infractor sau cu ceva, un instrument în mână, da, clasic. Eu, la finele prezentării, pe lângă la cele trei concluzii, a patra era ca să încercăm să începem a aborda lucrurile și partea de online, fiindcă anume asta va influența foarte mult percepția. Tu aici poți să ai niște străzi curate și tot safe, dar percepția nu merge. De ce? Deoarece nu se fac sondaje pe partea asta de online. Este destul de dificil să duci evidența pe online, fiindcă atunci când are loc o escrocherie sau un șantaj într-o grupă de 200, de 300 de mii de persoane, cum o calificăm? În cazul unic sau 300 de mii de cazuri. Și chestia asta nu are doar Republica Moldova, iarăși când cu colegii de peste hotare, noi am ajuns la o concluzie că are loc în toate țările lumii și încă nu este un mecanism, adică clar, așa să spunem, de evidență statistică și de o zondare, haideți așa să spun, a spațiului online la toate posibilitățile lui. Și deci asta era ideea, să începem. Cred că și Ania și-au arătat că este inevitabil. Probabil că internetul și IT-ul, astea sunt unicele lucruri, până și care le-am observat noi în activitatea noastră, cel puțin, care nu te întreabă. Ești tu de acord să le implementăm? Nu ești de acord? Ești gata? Nu ești gata? El va intra și el va dicta regulile lui. Vorbim de spațiu online. Pe lângă la multe plusuri care ne le oferă, cum a menționat și domnul Vasile, el oferă și, sau să spunem așa, o platformă care poate fi tratată ca risc, dacă vreți. Și de aia aș îndemna cu toți împreună, da, să integrăm informații noastre cu alți indicatori, nu doar cu acei statistici care sunt în bazele de date. Mersi mult! Mulțumesc și eu. Scurtă, domnule Unteanu, o scurtă, mică intervenție la capitolul opinie publică. Deci este faimoasă expresie sociologul român Septimiu Chelge, care spune că este un prost decident, cel decident care ia decizii doar în baza sondajelor de opinie, dar și mai prost decident este acela care deloc nu ia în considerație. Mersi. Mulțumesc și eu. Alte intervenții deocamdată nu văd și atunci am să-mi permit eu să
Încheie această prezentare și acest forum. Suntem acum la finele unui efort prelungit, care pe lângă faptul că este foarte scump financiar, a necesitat implicare și foarte, foarte mult dorință și sinceritate în activități, pentru că, cum spunea domnul Cantarșiu, nu lucru este atât de clar în Republica Moldova, uneori instrumente aplicabile în alte părți nu sunt aici, noi nici nu știm cu exactitate, cum a spus măcar numărul populației prezente în Republica Moldova, nu știm, foarte mulți indicatori principali de bază, ca să zicem că producem lucruri cu adevărat valabile. Dar uitați-vă, din alt punct de vedere, lucrurile sunt clare dacă le comparăm și cu alte sondaje care se întâmplă. Cândva foloseam, eram obișnuit cu un termen care se numesc organe de drept. Acum este mai rar folosit acest termen, dar el îngloba justiția, procuratura și toate structurile de forță, poliție, securitate și așa mai departe. În general, sunt organe de drept. Uitați-vă că pe acest palier devine foarte clar, dacă ne uităm la toate sondajele care se întâmplă și la acesta inclusiv, că ultimul timp poliția este cu un pas doi în fața tuturor, în fața celorlalți reprezentanți, cei ce numim organe de drept, iar justiția este în cădere liberă. Și cam tot acolo este și procuratura. În mod special, justiția este în cădere liberă. Cui se datorează această discrepanță foarte mare? Ce se întâmplă în realitate? Rămâne, bineînțeles, sociologii să interpreteze datele, dar nouă ne pare un lucru foarte clar. Dacă realitatea este aceasta, și anume că justiția este în cădere liberă, nici poliția nu poate performa foarte, foarte bine. Și să nu uităm că, la urmă, sondajele reflectă, în general, o atitudine generală pe care o are populația și care este îndreptățită să o aibă. Pentru că populația este contribuabilă. Noi suntem cei care plătim serviciile și a poliției și ale justiției. Și dacă avem tendințe foarte negative, da, poate ele sunt exagerate, dar o mare doză de adevăr acolo există. Și cei care sunt responsabili de politici și de îmbunătățirea lucrurilor în cei și tradițional numim organe de drept, nu au cum să nu ia în considerație sondajele, mai ales foarte specializate, cum este un sondaj de victimizare. Suntem în perioada unor transformări esențiale care ne așteaptă atât în ceea ce privește poliția, cât și privește justiția. Ar fi mare păcat ca astfel de informații colectate în mediul public să nu fie utilizate în procesul de informare a reformelor. Ele ne așteaptă. Se pregătesc reforme structurale, organizaționale, de management foarte, foarte mari, atât în poliție, cât și în justiție, cât și în procuratură. Și de aceea eu vreau să cred că studiul de victimizare a venit în 2021 la un moment foarte potrivit. Sunt nu prin datele cum au fost interpretate, nu doar prin asta, ci și prin datele brute care există, care sunt acele 150 de tabele colectate. Noi am beneficiat de asistență profesională, expertă, din partea lui GIN, ceea ce privește interpretarea datelor, pentru care îi mulțumim tare, tare mult, și altor experți. Dar în cele din urmă, reformatorii sau cei care trebuie să elaboreze acte normative, pot lua în considerație concluziile experților într-o măsură sau alta, dar în primul rând ar trebui să ia în considerație rezultatele care au fost livrate direct din teren. Astea fiind spuse, vreau să vă mulțumesc tuturor pentru participarea la acest eveniment, pentru efortul pe care l-ați depus, fiecare în parte, pentru eforturile dumneavoastră de mai departe de a lua și a lucra aceste rezultate în activitatea și cotidianul dumneavoastră. Noi asta vrem să credem.
Noi nu am făcut acest sondaj, nu l-am finanțat doar pentru a avea un demers academic sau pentru a aduce niște dovezi adiționale la lucruri mai mulți sau mai puțin cunoscuți. Scopul nostru final este ca astfel de eforturi să informeze procesele decizionale și procesele de reformare a legislației și intervenții practice în cele din urmă. Pentru că așa cum au spus și vorbitorii la bun început, populația așteaptă de la organele de forță, așteaptă servicii reale și palpabile de securitate, așteaptă un mediu asigurat de siguranță pe care trebuie să vă asigure aceste structuri plătite de contribuabili. Studiul de victimizare cred că vine ca un fel de oglindă unde toate aceste instituții în fața care ar trebui să se oprească puțin, să se uite și să vadă cum arată în fața populației și în ce măsură eforturile și lucrul cotidianul lor aduc satisfacție și mulțumire populației. Asta fiind spuse, vă mulțumesc tare, tare frumos încă o dată pentru participare. A fost un eveniment foarte plăcut și foarte util și foarte informativ și este mare păcat că nu am putut să ne întâlnim într-un mediu live, așa cum era planificat, așa cum ar fi trebuit. Ne pare foarte rău că nu am putut de data asta să o avem pe cine aici, Moldova, pentru că asta însemna și discuții în afara conferinței, asta însemna foarte mult schimb de opinie, de păreri. Comunicarea online, deși este ieșire din situație, bineînțeles, nu înlocuiește și comunicarea față în față. Lucruri de care ne pare foarte rău, se pierd foarte multe elemente. Dar asta este. Vă doresc tuturor tare mult succes și rămânem conectați, pentru că noi finalizăm doar un proiect, dar programul pe care îl reprezint va continua eforturile în domeniul restructurării, reformei poliției, pe cel puțin pe relația cu drepturile omului, dar și cu alte structuri din domeniul justiției. Iar sondajele rămân un instrument și un foarte important pentru noi și ne va informa și va informa și va ghida activitățile noastre ulterioare. Vă mulțumesc tuturor tare frumos, vă doresc a doua parte a săptămânii foarte frumoasă. La revedere tuturor! Bună, bună, mersi! Mulțumim, o zi bună!